Chirurgia bariatrică sau chirurgia obezității este o soluție din ce în ce mai populară printre cei care vor să scape o dată pentru totdeauna de kilogramele în plus. Care sunt riscurile, beneficiile și procedurile pe care trebuie să le urmăm într-o astfel de abordare, aflăm de la Daniela Goiporoja Diarto, anestezist în chirurgia bariatrică. Bine te-am găsit, Daniela! Bună ziua, Dana! Îți mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur să vorbim, uite, despre această soluție atunci când vezi că nimic din ce ai încercat până acum nu a funcționat și totul se poate rezolva. Da, prin astfel de intervenții, astfel încât tu să-ți recapeți stilul de viață la care îți dorești să ajungi. Da. Sigur că eu îți povestesc prin prisma anestezistului care a lucrat din 2000, cred că printre primii anesteziști din țară care a lucrat în chirurgia bariatrică, cred că din 2002, maybe? Da, 2002. Da, deci am 21 de ani de când... De experiență când s-a introdus chirurgia bariatrică în România. Am fost unul dintre primii anesteziști care și mi-am format experiența singură, după care am intrat în diverse forumuri internaționale, în mod special, pentru că în România era la început. Și am practicat un număr foarte mare de cazuri ca și anestezist. Am avut șansa să lucrez cu o echipă chirurgicală de excepție. Nu am să... Știi cum este? Pacientul vine să se opereze. Da. Deci toate detaliile astea... El nu stă astea... să se gândească la Doamne. Ba, dar știi, este, apropo de asta... Asta este o glumă. Da, apropo de asta... Nu să se anestezieze. De anestezie ne este frică de fiecare dată, indiferent că vorbim de chirurgie bariatrică sau că vorbim de o simplă intervenție, nu știu, că suferim de apendicită și urmează să ne operăm sau la genunchi sau așa. Știm așa. Domnule, cum se realizează anestezia? Dacă este totală, dacă este parțială, dacă este rahii, asta știm și noi așa vreo trei variante. Da. Și ne gândim instantaneu la riscuri. Domnule, dacă fac asta, ce se întâmplă? Dacă fac asta, ce se întâmplă? Și avem acolo o strângere de inimă apropo de anestezie. Corect. Pacienții prezintă riscuri legate de anestezie, dar mai puțin de anestezie cât de actul chirurgical sau anestetico-chirurgical în general. Deci nu este un risc. Există și un risc al anesteziei pur, da, dar este mult mai mic, insignifiant mai mic, comparativ cu riscul general al intervenției, al procedurii în sine. Și partea, deci, noi ca anesteziști tratăm și complicațiile. Prin urmare, un pacient care face o complicație are niște riscuri mai mari. Prin urmare, și ca și anestezist, trebuie să depui un efort mai mare, pentru că, practic, nu facem doar anestezie. Adică nu preparăm o soluție acolo, nu? Și o băgăm acolo și gata. Acum, anestezia a progresat extrem de mult, overall. Deci eu am început în 2002 într-un fel, acum continui cu totul alt fel. Și mă amuză lucrurile astea pentru că sunt foarte... Deci eu am trecut printr-o experiență personală cu foarte multe cazuri și observând de-a lungul timpului comportamentul lor și intra și postoperator și pot să spun că am ajuns la o experiență destul de importantă și un insight, adică o introspecție, iarăși foarte importantă. O revelație, așa, Cum să conduci o astfel de anestezie. Pot să spun că e mai greu sau mai ușor. Însă, totuși, este un tip de pacient pentru care, mai ales cei care, într-adevăr, au o obezitate semnificativă, cu complicații, deci foarte mulți nu se operează pentru partea estetică sau n-ar trebui să se opereze neapărat pentru partea estetică, ci pentru complicațiile. Da, pentru că cardiace, este pusă în pericol viața. Respiratorii. Da. Practic, sunt mulți oameni care nu se pot mișca. Efectiv, sunt blocați în pat, nu se pot mișca. Am avut pacienți care au fost luați cu pompierii din apartamentele lor pentru că aveau 300 de kilograme sau 250. Într-adevăr, procentul pacienților cu foarte mari riscuri și foarte obezi este mic comparativ, dar trebuie să ai expertiză pentru ei. Și atunci e foarte important. Eu sunt și o persoană care citește mult, este autodidact, merge la conferințe, vrea să vadă experiența altor colegi care au făcut lucrul ăsta. Și combinație din experiența mea personală cu tot ce am făcut extra, am ajuns așa la un cumul de filozofie sau de meditație și știu exact acum, nu poți să știi niciodată exact, întotdeauna înveți, întotdeauna se schimbă ceva, nu ești totdeauna există
cum spunea și Albert Einstein, movement, deci trebuie să te miști, adică nu poți să rămâi pe loc. Asta este foarte clar lucrul acesta. Și de asta spun, pacienții vin să se opereze în primul rând pentru a beneficia de efectele care sunt într-adevăr foarte bune ale acestei chirurgii. Pentru doamne și estetic este foarte important, pentru că după ce trăiești o viață 20 de ani, să zicem, cu obezitate și după care ajungi la niște forme, niște limite normale, în primul rând te simți bine, în al doilea rând te simți estetic bine, să arăți bine, să poți să te îmbraci într-un anumit fel, să te aranjezi într-un anumit fel, tu ca femeie. Te redescoperi ca femeie, ca femeie și începi o alt fel de viață. Asta este un aspect. Dar și aspectul de sănătate este foarte important, pentru că scap de tensiune, scap de... Practic, te forțează să ții un ritm de viață, dar trebuie să și respecti acest lucru. Este o operație care... Operațiile acestea ajută foarte mult, dar, de altfel, trebuie să intri în regimul de viață în care ar fi trebuit să intri fără operație. Da, așa este. Oricum, nu e tipul pierdut, știi cum se spune, trebuie încercat. Niciodată nu este prea târziu. Da, clar. Uite, spune-mi, apropo, de ce ne este teamă când vorbim de anestezie și mai ales când vorbim de chirurgia bariatrică, de ce ni se strânge acolo inima și de ce automat ne gândim la lucruri pentru mai puțin pacienții aceștia, mai ales cei care au obezități mai mari, severe, se numesc ele, un indice de masă corporală peste 40, peste 50, peste 60, adică vorbim de pacienți la peste 150, 200 de, 250 de kilograme, mai ales în partea de sus, care au foarte multe afecțiuni asociate. Apnea de somn este foarte importantă, ea dă niște complicații extraordinare, iar ei nu conștientizează acest lucru. Adică ei trebuie pregătiți, mulți dintre ei refuză pentru că nu înțeleg de ce. Și, in fact, de fapt, ei au niște complicații pe care nu le văd în față, dar ei nu se simt bine, adorm la mașină, adorm la volan, pot face accidente prima... Deci sunt foarte multe complicații de genul acesta. Noi, ca anesteziști, trebuie să le cunoaștem și le știm, da? Și ulterior îi pregătim. Eu am pregătit foarte mulți colegi de-ai mei care au venit și au lucrat alături de mine și care au învățat de la mine toate secretele acestea, cum să spun, am făcut. Zi-mi așa câteva dintre secretele tale, cum îi pregătești? Standardizarea acestui proces. Deci noi lucrăm într-un proces standardizat. Deci, de exemplu, altfel, medicamentele anestezice au progresat foarte mult, asta spuneam, și sunt medicamente cu durată scurtă de acțiune, care se elimină rapid din organism. Din punct de vedere al pacientului cu obezitate, trebuie să-i pregătim respirator în primul rând, deci ei trebuie să aibă cei care au afecțiune apnee de somn, asta în primul rând, trebuie să aibă un aparat care să le dea presiune pozitivă. Ce se întâmplă când fac apnee de somn? Li se oprește respirația în timpul somnului, pentru că limba, datorită relaxării musculare a gâtului, limba cade și practic obstruează intrarea aerului. Nu e vorba de oxigen. Aerul nu intră. Da. Cu oxigen 21%. Și atunci el nu respiră, când nu respiră un om îi crește bioxidul de carbon, iar bioxidul de carbon acționează pe inimă, pe creier, pe toate chestia asta. Deci pacienții care au apnee de somn fac mai des infarcte, fac mai des accidente vasculare cerebrale, iar ei nu știu chestia asta. Da, nu mai ajunge sângele oxigenat la țesuturi. Exact. Da. Atunci trebuie să iei o măsură, pentru că perioperator complicațiile pot fi și mai mari și atunci trebuie să iei o măsură radicală, pur și simplu. Trebuie cumva să-i forțezi să înțeleagă și să le dai această soluție preoperator, este obligatoriu undeva la 3-4 săptămâni, după care continuă până când mai slăbesc sau ajung la... Și foarte mulți dintre ei spun: doamna doctor, mă simt foarte bine. Da. Mă simt foarte bine, nu mai adorm în timpul zilei, mă simt mult mai bine. Și ne ajută foarte mult intraoperator și postoperator pentru a dezvolta. Plus că am dezvoltat niște protocoale care nu consumă foarte multe medicamente. Deci protocoale cu mai multe medicamente asociate, care per se sunt într-o cantitate, în cantitate mai mult mai mică. Da. Și să nu ne imaginăm că medicamentele anestezice se dau după greutate.
Sau după greutatea totală. Iar e un mit, nu? Nu? Că dacă ești mai mare, în ghilimele, îți trebuie mai mult anestezie. Medicamentele se dau pe greutatea ideală, iar la pacienții cu obezitate mare se adaugă un procent de 20-40%. Aici intră ghidurile în care eu sunt implicată în societatea... Dar știi că mai e expresia asta, că n-a prins anestezia? Cred că ai auzit-o și tu. Da, dar nu există chestia asta. Știi că se așa se spunea, da. Știi ce se întâmplă? Da. N-a prins anestezia, probabil că la rahianestezie se referă la așa. Da. Se mai întâmplă, apropo de awareness, când sunt anumiți pacienți care au anumită reactivitate. Acum, noi avem și monitorizarea electroencefalograme și de fiecare dată când putem monitoriza lucrul acesta, vedem clar că suntem într-un nivel de anestezie. Asta este o, se vede, da, un acolo progres, pe aparat. Pe aparat. Da, așa este. Asta este o chestie mai nouă care nu se practică peste tot și oricum, dar în principiu noi încercăm să o practicăm la chestia asta. Pentru că unii reacționează foarte... Sunt organisme care reacționează într-un fel. Așa și este. Practic nu-i doare, dar poate aud câte ceva intervenții. Da. Sau simt un pic că umblă cineva acolo. În special aud, nu neapărat durere, cât asta simt. Este. Și acest moment este legat de obicei, de începutul anesteziei și de sfârșitul anesteziei, când se trezesc, când încep să se trezească sau la început. Da. Overall, lucrurile sunt standardizate și eu m-am străduit să organizez un protocol. Adică eu am și partea asta de teaching, am prezentat la multe conferințe în Europa chiar și cu societatea europeană în care de anestezie și terapie intensivă în care sunt implicată. De asemenea, sunt implicată în anumite ghiduri de anestezie și de tratament perioperator și lucrurile astea aduc un mare progres, pentru că știm foarte clar cum începem, cum sfârșim și începem să nu ne mai fie frică. În momentul în care știi și în momentul în care colegii tăi învață lucrurile astea, își dau seama că este mai simplu decât și-ar fi imaginat cumva. Așa este și eu mă bucur tare mult că ai venit astăzi la noi și că ne-ai liniștit prin această discuție și că am dărâmat împreună niște mituri referitoare la anestezie. Bă, chiar că nu o să mă mai gândesc așa cu un pic de teamă așa la... Tuturor ne e frică de pierderea de conștiență, de faptul că să lași control, se face un vid. Dar, în fapt, ne trezim. Eu nu există oameni care să nu se mai trezească din cauza anesteziei. De obicei, apar alte complicații care sunt asociate și care sunt, de fapt, responsabile pentru complicațiile perioperatorii. Îți mulțumesc tare mult, Daniela. Și eu îți mulțumesc frumos, Dana, că m-ai invitat. Îți mulțumim frumos. Îți mulțumesc și eu. Dragilor, mergem mai departe și dacă tot am vorbit despre, uite, anestezie, hai să vedem niște mituri, în continuare, legate de sănătatea noastră. Subiectul sănătății este mereu înconjurat de zvonuri, mituri și păreri, transmise din generație în generație. Câteva mituri despre sănătate nu au nicio șansă să fie spulberate, deși medicii vin cu dovezi științifice. Vom încerca să le clarificăm pe cele considerate a fi cele mai frecvente și mai cunoscute. Este adevărat că vegetarienii trăiesc mai mult, ciocolata provoacă acne, sfărăitul este periculos, bronzarea la solar protejează împotriva arsurilor solare. Multe persoane cred că alcoolul crește rezistența la frig, însă efectul lui nu este acesta. Într-adevăr, consumul de băuturi alcoolice poate crea senzația de căldură, dar de fapt scade temperatura corpului. Senzația de căldură apare imediat după ce alcoolul este consumat, deoarece acesta provoacă o creștere a pulsului. Însă, ca urmare a dilatării vaselor de sânge, tensiunea scade, astfel că este afectată circulația. Corpul se răcește imediat, astfel că alcoolul are exact efectul opus. Până la urmă, consumul de alcool nu încălzește organismul, cum fals susține legenda urbană. Lectura în condiții de lumină slabă este mai solicitantă, obosește ochii, care se usucă și încep să ardă. Totuși, ochii nu sunt afectați decât temporar, deoarece aceștia se pot relaxa și recupera de îndată ce sunt închiși. Se recomandă evitarea conducerii autoturismului după astfel de momente, însă după o scurtă pauză, capacitatea vizuală revine complet. Așadar, dacă vă place să citiți o carte bună cu lumina la nivel scăzut, nu aveți de ce să vă îngrijorați.
Spanacul este sănătos deoarece conține foarte mult fier. Un mit fals. Spanacul constituie o legumă importantă care sprijină dezvoltarea musculaturii, a capacității vizuale și a căilor respiratorii. Însă conținutul de fier este doar puțin mai mare decât cel al ciocolatei. Mitul se datorează unei virgule plasate greșit. În urmă cu peste 100 de ani, conținutul de fier al spanacului a fost stabilit ca fiind 2,9 mg în 100 de grame de spanac, însă dintr-o eroare, rezultatul înregistrat a fost de 29 de mg, greșeală propagată de-a lungul a generații întregi. Încă un lucru fals. Legumele proaspete sunt mai sănătoase decât cele congelate. Dacă legumele nu provin din grădina proprie sau de la fermierii din vecinătate, puteți considera că legumele congelate conțin mai multe vitamine decât cele proaspete. Legumele sunt transportate de regulă de la distanțe mari, fiind depozitate timp îndelungat. În plus, de cele mai multe ori sunt culese când încă nu sunt coapte, în timp ce legumele congelate sunt recoltate coapte și congelate în mai puțin de o oră de la recoltare. În aceste condiții, substanțele vitale se descompun foarte încet. Atunci când pasiunea, talentul, munca și ambiția se combină, rezultatele nu întârzie să apară. În doar un an și jumătate de la debutul de pe pista de karting, invitatul nostru a strâns deja trofee ce îi dau un plus de încredere în cariera de sportiv. Despre performanță și eforturile din spate vorbim cu Ștefan Brotac și Darius Bănescu, kinetoterapeut. Bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Și felicitări! Mulțumim. Și noi ne-am mai văzut la un moment dat în emisiune și ți-am ținut pumnii pentru că știam că urmează să particip la niște competiții importante și uite că au apărut și trofeele. De-abia aștept să-mi spui așa, sunt cele mai recente premii? Da, cele mai recente. Ăsta a fost din iarnă, nu e chiar așa recent. Da. Ăsta a fost acum 2 săptămâni din Bacău și ăsta a fost din București acum 1 săptămână. Fierbinte, fierbinte. Încă, da. Nu, încă le simți așa, nu? Da. Călduțe când da. Pui mâna pe ele. Felicitări și vreau să știu așa, apropo de colaborarea voastră, de ce este important să ai lângă tine, uite, un profesionist, un kinetoterapeut, ca să te îndrume în tot procesul ăsta, în performanța ta? Da, cu Ștefan lucrez de aproape un an și jumătate. Am colaborat prima dată pentru partea de reeducare posturală, după care am început să formăm antrenamente specifice pentru dezvoltarea masei musculare, creșterea mobilității, după care antrenamentele din sala de recuperare le-am adaptat și am trecut și pe pista de atletism, unde am putut să dezvoltăm foarte mult condiția fizică. Fiind la început de drum, fiind sportiv, a trebuit să luăm totul de la zero să putem să reeducăm către pașii de sportiv de performanță. Aturile lui sunt promițătoare, merg foarte bine. Ideea este că trebuie să fie foarte bine pus la punct din toate punctele de vedere, atât psihic, fizic, moral. Antrenamentele noastre sunt specifice. De fiecare dată antrenăm grupe musculare diferite, să nu rămânem în urmă. Alternăm și cu refacerea de după, care este foarte importantă pentru un sportiv. Refacerea pe care o dezvoltăm la fel în partea de clinică, unde avem la dispoziție aparatura de refacere, Game Ready TECAR, laser, care în urma lor refacerea este foarte, foarte bună și rapidă, pentru că avem nevoie să putem să-l refacem cât mai repede pentru următorul antrenament sau competiție. O să revin la tine și vreau să-mi povestești apropo de exact Sigur. Ceea ce faceți voi doi împreună, așa, să ne dai câteva exemple și vreau să te întreb, Ștefan, apropo de efortul pe care organismul tău îl face atunci când te afli în cursă, chiar și pur și simplu te antrenezi, ești acolo pe pistă, cum se resimte tot acest efort la nivelul organismului și dacă te așteptai ca tu să te resimți așa atunci când ai început, când ai făcut primele curse? La început, la primele curse, puteam să-mi simt gâtul foarte, foarte obosit și mâinile. Mi se usca gura și așa, pentru că n-aveam o condiție fizică chiar așa de bună, dar acum, la ultimele curse, după ce am lucrat, după ce am stat foarte multe ore în sală, am simțit un... Se mai diminuează, nu? Da, se mai diminuează din efort și chiar m-a ajutat. Ajută și la psihic treaba asta, pentru că fiind mai antrenat, ești mai lucid,
e creierul mai oxigenat și poți să iei deciziile corecte. Apropo de ceea ce se simte, eu recunosc că de fiecare dată când mă duc acolo pe pistă, pentru că sunt pasionată și îmi place foarte mult, mă resimt și plec cu o febră musculară teribilă, adică practic tot corpul meu lucrează, de, apropo de ceea ce vorbim, nu numai la nivelul mâinilor, dar absolut tot corpul, pentru că stai încordat, intervin și forțele, da, apropo de viraje, știi prea bine că trebuie să le gestionezi. Cum faci să îl pregătești pentru el? Vreau să știu zilnic ce faceți voi, ce faceți în pregătire. Antrenamentele noastre sunt specifice, lucrăm foarte mult, punem accent pe zona de brațe, partea abdominală, lucrăm în așa fel încât să putem să ținem un echilibru de tonus, partea cervicală, care este foarte importantă și lucrăm foarte, foarte mult, iar după fiecare antrenament, cât și după fiecare cursă pe care o are, refacerea este una foarte importantă, pentru că se acumulează oboseală în partea de masă musculară. O remediem cu ajutorul fizioterapiei și masajului. Și lucrul acesta îl ajută. Zâmbește când ați de masaj. Masajul este o parte mai puțin plăcută pentru el. E mai dinamic, mai deep, așa, nu? Da. Mai deci dinamic. Nu e masajul acela de relaxare la care ne gândim noi, mă duc și îmi faci așa o oră. Nu? Deci e tot e cu zdruncinală, nu? Deci se face pe puncturile dureroase. Da. Contracturi, mie, că nu înțeleg de ce. De ce atunci când spunem, domnule, mă doare, vine medicul și zice, păi trebuie să, știi cum e, lucrăm cu punctul respectiv și exact unde te doare, acolo apas. Așa este, pentru că în timpul sportului, chiar și statul la birou, corpul nostru se tensionează foarte mult și se acumulează foarte mult acid lactic în partea de masă musculară și trebuie detensionată. Și acest lucru se poate detensiona cu ajutorul fizioterapiei sau cu ajutorul masajului. Lucrurile astea le alternăm în fiecare antrenament. După competiții vin accidentări minore pe care trebuie să le rezolvăm într-un scurt timp, pentru a nu ne ține pe loc pentru următorul antrenament sau pentru următoarea cursă pe care o să o aibă. Așadar, acum pentru ce te pregătești? Pentru ce vă pregătiți? Urmează o nouă competiție? Urmează etapa 4-a din campionat, la care am foarte mari așteptări. Și după aia urmează etapa din campionatul italian, la care o să merg și din nou am așteptări foarte mari. Înseamnă că o să te antrenezi cam câte ore pe zi, așa? Cât de mult trebuie să te antrenezi ca să faci o performanță pe care ai nevoie? Ca sportiv de performanță trebuie să te sacrifici foarte mult, din toate punctele de vedere, chiar și în afara antrenamentelor, el are un program foarte bine pus la punct, din punct de vedere al odihnei și al alimentației. Iar pe timpul antrenamentului lucrăm o oră și jumătate, chiar și două ore. Antrenamentele fizice sunt puțin mai scurte, pentru că necesită foarte multă anduranță. Iar ceea ce lucrăm în partea de sală, în partea de sală de kineto, antrenamentele sunt puțin mai lungi, pauze scurte, dar este foarte, foarte intens. Grupăm așa, în așa fel încât să acoperim mai multe grupe musculare. Și apropo, acum, pentru că este caniculă, da, mă gândesc că disconfortul e crescut acolo pe pistă, adică gradele, cel puțin la nivelul solului, cred că ajung undeva la cât, 60-70 de grade? Câte grade sunt acolo? Am măsurat când am avut o cursă la Bacău anul trecut. Și am avut în costum undeva la 58 de grade. Iată, deci cum faci față, și apropo, dacă te ajută partea asta de pregătire fizică, cum faci față acestui disconfort? Te moleșește, adică tu trebuie să fii acolo în forță. Da, ca să poți să-i faci față, trebuie prima oară să faci, cum am zis mai devreme, pe pista de atletism, afară unde sunt 30 deci de grade. Deci te scoate la alergat pe pista de atletism? Da, e foarte important și pe pistă e foarte important să mă dau chiar dacă sunt canicule. Și suplimentăm prin hidratare, bineînțeles, foarte mă gândesc, că apropo că se deshidratează foarte mult corpul în timpul acestor curse. Și știu asta de la Formula 1, știu prea bine că aveau pe lângă ei sticle, se hidratau în permanență, da? La o cursă, chiar la ultima cursă, m-am cântărit. Înainte de cursă aveam 62 de kilograme și după cursă am avut 59, aproape 60. Deci ai pierdut apă, toată apa din corp ai pierdut-o și atunci trebuie să o aducem înapoi, trebuie nu? Trebuie să o aducem înapoi, pentru că masa musculară se deshidratează și de acolo pot veni probleme mai mici sau mai mari, depinde acum și mișcările pe care le face în timpul șofatului. Și apropo de mici probleme, mai apar crampele musculare, nu sunt inerente? Crampe musculare, întinderi, bușituri, șoldurile lui sunt foarte
traumatizate, pentru că scaunul este foarte imobil, imobil, rigid. Nu, e foarte rigid, da, da, ca da, să te țină pe loc. Acolo, da, da, da. Și atunci automat și atunci ai de suferit. Și cum contracarăm? Ce poți să faci la nivelul... Aceste lucruri le tratăm cu ajutorul fizioterapiei, cu un aparat, se numește Cryo-Ultrasunet, care este pe bază de rece, reduce foarte mult inflamația, după care începem să readucem vascularizarea prin terapia TECAR. Folosim foarte mult și partea de Game Ready, care este un aparat pe bază de drenaj limfatic cu gheață, care îl ajută foarte, foarte repede într-un timp scurt să recupereze pentru a putea să pregătească în continuare pentru antrenamente, pentru următoarele competiții pe care le va avea. Și apropo de partea mentală, pentru că e important să meargă mână în mână, nu? Pregătirea fizică cu pregătirea mentală. Aici, cu cine lucrezi sau cum lucrezi sau cum faci pregătire? Tot cu Darius lucrez de cele mai multe ori. Este, simt că e foarte, foarte important să fiu pregătit psihic, pentru că pot spune că în carieră am ratat cam vreo 3 podiumuri din cauza emoției și stărilor care nu prea m-au ajutat să performez. Da, cum ar fi greșeli involuntare, nu, dacă stăm să ne gândim la alte sporturi, știi, că tu vrei să trimiți mingea în teren, dar dai în plasă și automat te gândești, mă, dar eu sunt bine pregătit, dar de ce am dat în plasă? Păi ia să ne uităm în spate acolo. Emoțiile sunt cele mai grele de stăpânit atunci când, mai ales când se intră pe pistă. Eu, în calitate de sportiv, știu foarte bine lucrul acesta și am încercat să îi le explic pe atât cât poate să prindă de început, pentru că odată înaintând și experimentând, emoțiile sunt lăsate deoparte. Ideea este că i-am explicat de foarte multe ori că acest sport este individual, depinde numai și numai de el. Lucrul acesta o să-l ajute pe viitor. Eu, făcând un alt sport, era de echipă. Fotbal, nu? Da, 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 da. Era un sport de echipă care... El se luptă acolo cu milisecundele. Exact. Adică acolo e lupta cu timpul. Cu timpul, da, 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 da. Și lucrul acesta trebuie să-l învețe pe parcurs, deși a început să le pună în practică foarte bine. Noi vorbim înainte de antrenament ce a greșit, ce a făcut, cum s-a stăpânit. Înainte de curse, dacă nu ajung acolo, ne sunăm, vorbim. Adică ne calmăm unul pe altul, cum ar fi. Dar lucrul acesta o să-l prindă în timp și lucrul cel mai important este să fie cu picioarele pe pământ în continuare și să lase emoțiile deoparte, pentru că vrând să faci performanță... Să fie constructive, constructive, nu? Da, 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 da. Trebuie lăsate la o parte. Așa este și mă gândesc că ai de-abia un an și jumătate, nu? De când te-ai aruncat așa în sportul acesta frumos și ai strâns deja atâtea premii, așa că eu cred că nu o să ai probleme mai departe în a-ți atinge toate obiectivele și a fi acolo cât mai mult timp pe podium. Nu, n-am niciun dubiu. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult amândurora. A fost foarte frumos să povestim despre performanță, despre cum se face. M-am intrat așa un pic în culise și o să țin pumnii pe mai departe să se mulțească trofeele și să faceți în continuare echipă foarte bună. O să facem. Mulțumim mult. Mulțumim mult de tot. Vă mai aștept cu mare drag. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc. Iar acum, dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.